Ministrul Culturii Corina Șuteu a numit-o pe Beatrice Rancea în funcția de director interimar la Opera Națională din București. Decizia vine la mai bine de o lună de la începerea scandalului de la operă, în urma căruia fostul ministru al culturii Vlad Alexandrescu a fost demis. Proaspăt numită în funcția de manager interimar, Beatrice Rancea a anunțat că se va întâlni în zilele următoare cu toate compartimentele pentru a cunoaște situația reală a operei. De asemenea, ea a precizat că este deschisă la dialog, iar ușa ei va fi tot timpul deschisă. Din anul 2011, Beatrice Rancea conduce opera din Iași. La instalarea acesteia în funcție, ministrul culturii Corina Șuteu și-a exprimat încrederea în noul director interimar. Totodată, ministrul a anunțat că va demara procedurile de separare a Operei Naționale din București de Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian, fuzionate prin hotărâre de guvern.